Invitata mea din această seară a fost, înainte de 1989, vocea filmelor de pe casetele VHS pe care le vedeam ilegal. După 1990 am avut șansa să descopăr o personalitate fantastică, un prieten extraordinar, acel gen de prieten pe care îl vrei tot timpul împreună, pentru că te ține conectat la orice conversație, la orice oră, din zi și din noapte. Recunosc că pentru alegerea din această seară am fost extrem de subiectiv. Am ales-o pe ea pentru că, unu, este o foarte bună și respectată prietenă, doi, pentru că, la fel ca și mine, este un berbec autentic și trei, poate cel mai important, pentru că astăzi este ziua ei de naștere. Irina Margareta Nistor. Sărut mâna, Irina Margarita Nistor, dintr-un Fordwich care timid încearcă să de demonstreze că e primăvară. Cum e acolo la voi? E cu tancuri pe stradă, Serios? adică seamănă cu 89, da, eu am retrăit momentul. Oamenii însă, din fericire, s-au mai cumințit, deși n-au înțeles că de-aia se cheamă fruct oprit, că în mod sigur pe ăla o să-l vrei, adică chiar dacă nu vrei niciodată să ieși din casă, apoi să te apuce, știi? Cam Auzi, asta e, de-aia sper să se înțelepțească. eu ți-am zis am început cu vremea, dar am fost nepoliticos și am uitat să spun cel mai important lucru. La mulți Ce? ani, tot ce-ți dorești, sănătate, fire, și știi ce? De fapt, acum sunt foarte egoist și mă gândesc la mine, nu la tine. Eu îmi Așa. doresc de ziua ta să te am în preajmă, chiar și virtual, cât mai mult, că în ultimii ani mi-ai umplut viața cu atâtea lucruri frumoase și vesele și lucruri de care, uite, în momentele astea ne place Prin bine. să zicem, da, la mulți ani, Irina. Așa, așa, vreau să spun că fix fac 63 de ani exact cât a trăit Nostradamus, deci. Pentru că toată lumea a nebunit cu Nostradamus zilele astea, așa încât nu puteam să ratez, mai ales că a fost un film care s-a făcut chiar în România cu subiectul ăsta până în anii 90 și unul mai de Orson Welles care e ceva mai bun. Auzi, apropo de filme, uite, mă uitam și pe Facebook, peste tot în online și toată lumea încercând să își impună o atitudine pozitivă, toată lumea spune același lucru. În sfârșit, acum, dacă stau acasă, am timp să văd toate filmele pe care nu le-am văzut în ultimii ani. Asta se aplică unui om normal ca mine, care se uită la televizor sau se duce să vadă un film, o casetă, un DVD, așa, din când în când. Un om ca tine, care asta e filmul, este viața, parte din viața ta, se uită Irina Nistor la filme în perioada asta? Non-stop, pentru că eu, spre deosebire de voi, nu le văd pe net. Așa. Deci aș putea să mă duc dincolo să dau așa o privire de ansamblu câte DVD-uri mi-am cumpărat de-a lungul călătoriilor mele. Și prin urmare, tocmai recuperez, acum am terminat 11 filme, pentru că primisem o casetă cu 11 filme ale lui Powell și Pressburger, care sunt absolut senzaționale, evident, cu drumul spre stele, ca să vedem și cum e pe lumea la altă, știm, în rai n-ajungem sigur, așa că măcar la cinema să vedem un pic cum este. Și da, sigur, sunt nenumărate și mi-am făcut o disciplină să văd cel puțin trei pe zi, plus interviuri, emisiunea pentru Radio Gold o fac în continuare și mi-am făcut și un YouTube pe care le pun acolo emisiunile cu vocea filmelor, care a făcut 16 ani, mă, 16 ani. Excelent. Acu de ziua ta, știi că am început pe 11 aprilie, acu 16 Auzi, ani. Așa, da. amândoi, nu e un secret pentru nimeni, amândoi suntem foarte antitehnici. Absolut, da, noroc. Eu am un unghi Îți păzitor, pot cheamă vedea Daniel. mâna în ecran, mă uit și îți văd mâna în ecran. Poți să-ți o... Băi, nu știu cum să fac ca să scot mâna din ecran, dar Asta asta înseamnă că încă mai am o mână. e. O să câștige un Oscar pentru cel mai bun rol secundar. Mai, asta este, dar nu știi că era filmul ăla cu The Hand. Bineînțeles, un film de groază, că toată lumea vede de alea de groază acum. Dar o Uite, să văd de astea, așa, de destin, de nici de cum, de groază. Piese de teatru, să dau o grămadă, metru, opere, opere. exact. Da,
se citește, se mai și citește, mă, din când în când, sau ce am citit pentru, pentru nevăzători, adică fac foarte multe lucruri, nu știu de ce, nu mai ajunge timpul. Asta e exact ca atunci când mama a ieșit la pensie și a zis, mi-e mai rău decât când aveam 20 de ore la Politehnică, zice, nu mai găsesc timp. Dacă este un motiv important pentru care noi te admirăm și te invidiem în cercul nostru de prieteni, este că tot timpul petrecerile de ziua ta sau petrecerile în general la tine sunt absolut fantastice. Ce facem anul ăsta? Măi, o să facem una din asta, cred, doar pe Skype sau uite pe Zoom-ul ăsta, care, cum spuneam, aici la București există și o cofetărie care se cheamă așa. Nu-i face reclamă, că nu știu dacă ești la Londra, asta este, habar n-am și oricum nu mai contează cu nimeni, nu mai respectă niciun fel de regulă, asta e. Dar să știi că totuși Anica a făcut caramele, celebrele caramele de casă. Da. Și am zis așa, dacă cumva vrea cineva, are curaj, mai ceva, ca Ana, lui meșterul Manole să vină la mine, foarte mă rog, răsurnăm rolurile, atunci poate să lase ceva agățat de poarta din fier forjat și eu, partea cealaltă, pregătesc niște caramele care sunt foarte bine izolate de orice microb cu putință. Deci cam asta ar fi. Oricum, eu sunt fericită de un singur lucru, pentru că știi că la mine pe ușă scrie pupat opri și slavă Domnului va înceta toată lumea cu prostia asta cu pupatul. Deci eu sunt mega fericită din punctul ăsta de vedere. Dacă eu stau acasă, care ar fi, să zic, cele 5 filme pe care obligatoriu ar trebui să le văd pentru că acum am timp? Așa, din... Presupunând că nu le-ai văzut până acum, așa, oricum să știi că poți să le și revezi în egală măsură. Păi Cetățeanul Kane, în mod sigur, ca să fim racord cu Nostradamus, așa, ca să le luăm pe astea cele mai bune. Uh-huh. Sigur, Totul despre Eva, Totul despre Eva, care este minunat și este și despre teatru și despre ce înseamnă cum să te ferești de generația următoare, de evele care vor să-ți ia locul. Știi că ajută în viață, știi că oricine întâlnește o Eva sau un Adam, ca să zic așa. Așa? Și cred că ar trebui văzute câteva filme franțuzești, între altele, ca să ne și destindă, adică niște finesse, pentru că tot l-a regăsit toată lumea acum după bancul cu Macron. Și aș mai zice că sunt câteva filme formidabile care se cheamă, și le căutați frumos pe net și o să le găsiți, și care se cheamă Screwball Comedies, care sunt comediile care au apărut chiar după război, tocmai ca să ridice moralul. Iar dintre cele de care spuneam, de la Power și Pressburger, acum cel mai tare mi-a plăcut unul care se numește I Know Where I'm Going și care se întâmplă în Scoția și care e o poveste de dragoste cu Wendy Hiller absolut extraordinară. E și cu fantomei, cu de toate, și mărturisesc că eram singură, adică bineînțeles în pat puriți cu motanul meu, așa, și am crezut la un moment dat că nu se termină așa cum aș fi vrut eu și am început să plâng. Și după aia m-am gândit, având în vedere că e din 40 ceva filmul ăsta, oare mama l-a văzut sau nu l-a văzut? Și după aia, mă rog, n-am să zic că e cu happy end, dar este clar că am fost fericit. Dacă Irina, Margareta Nistor încă mai plânge când se uită la un film, înseamnă că avem noi... Dacă să știi că în ziua în care n-am să mai plâng sau n-am să mai râd, o să fie foarte trist, pentru că nimic nu-i mai plăcut pe lumea asta decât să plângi cu o sală întreagă, chiar dacă ceilalți n-au curajul să plângă sau să râdă de adevărat. Așa că eu cred că tocmai e un moment în care poate am putea să facem puțină ordine și să începem așa cu începutul, să o luăm de la Chaplin, să o luăm de la Stan și Bram, pe care vezi că i-am pus aici. Să știi că rochia de pe mine trebuia să o pun aseară, alaltă seară trebuia să o pun la Gopo. Este o rochie pe care am primit-o ca cadou când am fost în India. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-a venit cu pandemia asta înainte să ajung în India, că aș fi fost foarte nefericită. Uite. Și mulțumesc de toate călătoriile pe care le-am putut face vreodată. Deci asta spun, că dacă am pune puțin o ordine, cât să înțelegem, când se face o aluzie la Greta Garbo, să știm cine naiba a fost Greta Garbo, și chiar când se face o aluzie la Gopo, să nu ne imaginăm că e doar un premiu, ci că a fost un foarte mare cineast. Corect. Că a făcut Maria Mirabela, între altele, și de a-ș fi Harapal, că a fost un desenator formidabil, că a luat Pandorul și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea, cred că o să ieșim mult mai cultivați după această izolare. Știi, dacă nu ne-am plânge de milă, ceea ce este total perdant. Ce crezi că se va întâmpla la anul cu Oscar, cu premiile Oscar, cu BAFTA, cu Cannes? Pentru că este clar, va fi o perioadă în care filmele nu vor mai fi produse. Păi da, mă, dar în 29 câte filme produceau? Te-ai gândit? Da. Când a început?
Corect. Deci nu trebuie neapărat să fie nu știu câte filme, e suficient să fie câteva foarte importante, plus că filmele se fac mult mai ușor acum decât se făceau acum chiar 20 de ani sau 30 de ani, nu mai sunt pe peliculă, sunt așa, toată lumea o să se repeadă să le facă, nu cred că asta o să fie o problemă și nici că nu o să mai avem noi ce vedea. Tu mi-ai trimis o fotografie. Da! Care ești dulce, foc, 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 foc. Acum nu știu de cine îmi place mai mult, de Irina de acum sau de Irina de atunci. Dacă aș face un exercițiu așa de imaginație și ai fi acum, într-o cameră, doar tu cu Irina care avea câți ani? 6 ani? 7 ani? Da, 7 ani, dar e poza aia de unde sunt la școală, crezi, spun că n-ai la altă ceva mai mică. Ce ar spune Irina Margareta Nistor acum de ziua ei de naștere? Irinucăi care avea 7 ani. Păi aș zice, degeaba te-ai apucat de fumat, că n-ai să fii o fumătoare adevărată. Pentru că deja încercasem prima țigară și după cum vezi, am rămas doar cu vocea răgușită de la doamne, doamne, dar în rest nu. I-aș mai spune, nu dispera că ai să călătorești. Nu o să fie comunism, așa cum spune ticu bunica mea, că o să țină câte vreun mediu. Și ai să faci exact ce-ți place în viață, deși poate nu întotdeauna ai meritat. Frumos. Pentru că ești, spune și finalul, da. Pentru că eram deja în clasa 1 și spune pentru că de fapt ești o luază. Că nu vezi că ai doar șansa nesperată să-i fraierești puștea și să-ți dea note mari, să-ți dea și primii din când în când. Dar numai că la un moment dat îți bagi mințile în cap și intri la facultate din prima spre uimirea tuturor. Irina, mulțumesc mult de tot că ai găsit timp să stai de vorbă cu mine. Și eu că suntem chiar de ziua noastră împreună, noi berbecii, așa? Mulțumesc încă o dată, Irina, și încă o dată din tot sufletul meu și al lui Miguel, la mulți ani, tot ce-ți dorești și, ce să zic, să ai enervant de multă fericire. Așa însă. Îți mulțumesc și vouă la fel.